În școlile din județul Hunedoara sunt păstrate în continuare regulile de siguranță sanitară aflată în vigoare pe perioada actualei stări de alertă. Acest lucru înseamnă și folosirea testelor de salivă pentru elevi înainte de intrarea la cursuri, chiar dacă rata de incidență a îmbolnăvirilor cu COVID-19 scade zilnic. Până în prezent, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a distribuit peste 1 milion de astfel de teste, iar în cazul celor care au ieșit pozitive inițial, au fost confirmate prin metoda PCR mai puțin de jumătate. Cazurile de infecție sunt în scădere, însă eu le-am spus colegilor și inspectorii noștri coordonatori sunt foarte atenți. Noi nu slăbim regulile, respectarea regulilor igienico-sanitare în unitățile de învățământ și pot să anunț, așa ca un bilanț, dacă se poate spune așa, că din noiembrie 2021 până în februarie 2022 am distribuit în rețeaua școlară a județului Hunedoara în jur de 1 milion de teste pentru salivă. Aveți cumva o estimare câți elevi au ieșit pozitiv după aceste testări? Da, în principiu se menține. Cam din 4 teste, în jur de 2 teste sunt confirmate PCR. Actuala stare de alertă este în vigoare până la sfârșitul zilei de 8 martie.